Declarații Nicuș Ordan, să-l urmărim. Care a organizat această grevă? Atât am avut să vă spun, vă stau la dispoziție pentru orice fel de întrebări. Doamna primar, atunci ce ați discutat? Ce v-au transmis oamenii? Ce le-ați propus? Astăzi, la 7 de au fost 3 ore de discuție. De la 6 până acum. A fost o parte tehnică până la ora 7, când s-au întocmit toate acele acte de natură juridică. Da? Și mai departe am avut o discuție cu conducerea STB, în care am trecut în revistă și istoria dialogului pe care dumnealor l-au avut cu sindicatul și pașii de urmat, pentru că fiecare din noi avem niște pași de urmat. O să vă comunice STB-ul ce face mai departe. A fost o idee, înțelegem la un moment dat, ca șoferi de la MEI sau MAPN să conducă mijloacele de transport ale STB în toată perioada asta pentru a asigura cumva transportul. Se ia în calcul o astfel de opțiune dacă va trena prea mult această situație? Eu sper că această situație să nu treneze prea mult, pentru că suntem într-un stat de drept, avem o hotărâre judecătorească și ea trebuie aplicată. Și dacă nu se va ajunge în acest punct, dacă astăzi nu vom avea un răspuns pozitiv după acea întâlnire de la 12? Bun, acea întâlnire de la ora 12 nu este în niciun fel o negociere. Este, pe de o parte, o informare din partea mea către activul STB că nu ne jucăm cu chestiunea asta, da? Și vreau să fie foarte directă. Și pe de altă parte este o informare din partea dumnealor către mine pentru anumite probleme eventuale care există în STB. Dar întâlnirea de la ora 12 nu schimbă cu nimic starea de fapt. Adică tribunalul vor continua greva până luni, inclusiv în weekend, nu au de gând să reia activitatea în această situație. Ce veți face? Ce plan aveți pentru a nu avea, iată, încă două zile la rând cu Bucureștiul paralizat? Asta este o întrebare, pe o ipoteză, da? Pe care trebuie să o puneți domnului consilier general PSD, Petrariu. Domnule primar, puteți evita acest moment? Din punctul dumneavoastră de vedere, se putea evita acest moment? Acest moment și toată situația pe care o avem este o atitudine total irresponsabilă generată din ambiția unui lider sindical. Bineînțeles că am spus și am spus-o. Bineînțeles că avem o societate care a fost ani de zile în criză de bani, în care ani de zile nu s-a făcut mentenanță. Bineînțeles că sunt probleme în STB. Dar ca să rezolv problemele astea, există un cadru legal, există niște pași de dialog, există o obligație legală de a asigura o treime din serviciul tău public. Nu putem să ne pur și simplu să suspendăm astea din niște ambiții. Au fi rezolvate aceste probleme de care spuneți noastră înainte să ajungem în situația asta sau parte dintre ele, firește, nu toate. Alaltăieri a avut loc o discuție între Consiliul de Administrație al STB și sindicatul reprezentativ, cel care a organizat această grevă. Și oamenii din sindicat au fost întrebați: ce vreți? Să-l dați jos pe Criț. Bine, dar de ce? Adică nu poți să faci... Suntem totuși oameni serioși și de noi depinde viața, activitatea bucureștenilor. Da? Nu poți să faci o ambiție personală. Că nu a manageriat, că nu a făcut bugetul. Că nu... Astea sunt argumente reale. Dar așa că spui o ambiție, hai să-l dăm jos pe directorul general? Nu cred că... Iată că suntem în acea de-a doua zi de ce vă spuneați că nu s-au făcut pași legali pentru a... Pare că s-a încheiat? Nu s-a încheiat. Nu s-a încheiat, dar primarul Nicuș Ordan pare foarte hotărât în ceea ce spune. Iată, la ora 12 a convocat la sediul PMB șefii de autobază și depou. Vrea să le transmită penale, în mod clar. Interesant. E de urmărit? E de urmărit, evident.